Și începutul de an școlar. Ați așteptat acest moment? Așa, da. Și noi v-am așteptat. Și vă rog frumos, dacă se poate, să faceți și liniște. Vă rog frumos. Eu v-am pregătit câteva cuvinte de bun venit tuturor copiilor, părinților și, în mod deosebit, colegilor mei. E toamnă, e soare, sunt frunze, e arămiu, e larmă, sunt păsări, e început de an școlar. Doresc tuturor celor prezenți, colegi, părinți, elevi, o toamnă cu adier de speranță, un an cu o cunună de succese peste care să planeze sănătatea. Mă adresez în primul rând cadrelor didactice ale acestui liceu, colegilor mei, urându-le să aibă aspirații înalte, să-și propună ținte mărețe, să-și încălzească sufletele cu reușite, bucurii, victorii. Firește, le mulțumesc pentru implicarea afectivă și profesională de care au dat dovadă în anul trecut școlar, fără de care drumul parcurs nu ar fi fost încununat de succese. Un cuvânt special adresez bobocilor din clasa a noua, în ochii cărora observ emoții, temeri, incertitudini, sentimente firești pe care le-am trăit și eu, cu siguranță toți cei prezenți, când eram de vârsta voastră. Dragi elevi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul nostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de la viață și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. Este necesar să înțelegeți că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari, care ne dorim să vă clădim în suflete respectul pentru valorile umane, fundamentale, adevărul, încrederea, cinstea, dreptatea, speranța. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța. Și Nicolae Iorga spunea, poți zbura peste toate. Educația este solidă și trainică dacă o clădești pe pământ bun. Deci să nu neglijăm zicala, cei 7 ani de acasă. Stimați părinți, vă rugăm să fiți alături de noi. Nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu toții, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte... Inspector principal, Oprea Mihaela, care dorește să vă transmită câteva cuvinte. Bună ziua, dragi elevi, dragi profesori! Din partea Poliției Române avem și noi un mesaj. Pentru fiecare elev, părinte și profesor, un an nou de învățământ reprezintă o nouă provocare. Poliția Română este alături de dumneavoastră și vă dorește mult entuziasm, curiozitate și putere de muncă pentru obținerea unor rezultate deosebite. Împărtășim emoțiile acestei zile ale tinerilor care se îndreaptă spre maturitate, ale dascălilor care modelează caractere și ale părinților mândri de copiilor, ca polițiști, dar și ca părinți. Dragi elevi, stimați părinți și cadre didactice, vă suntem alături pentru ca școala dumneavoastră să fie în siguranță. Vom veghea pe drumul spre școală, vă vom fi aproape în jurul școlii și vom fi prezenți ori de câte ori ne veți cere ajutorul. Polițistul este prietenul dumneavoastră, un partener la care apelați cu încredere când aveți o problemă. Poliția Română vă oferă înțelegere, sprijin și siguranță. Părinții sunt cei care cunosc cel mai bine nevoile și dorințele copiilor, știu când vor atenție, ocrotire și îndrumare. Dascălii sunt cei care modelează generațiile de elevi care
Îi învață, îi educă prin transmiterea de cunoștințe și valori morale. Vă vom fi alături în misiunea dumneavoastră de a forma caractere. Împreună prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, vom oferi copiilor noștri un an nou școlar prin de creativitate și performanță, o școală frumoasă și de mine, pe domnii diriginți de la clasa 9. Da? Haideți! Deci, la clasa 9A avem ca dirigintă pe doamna Iacob Florența. La clasa 9B doamna Mihai Filoftea. Clasa 9C doamna Dobra Elena. Clasa 9D doamna Podocea Gianina. Clasa 9E doamna Ene Luminița. Clasa 9F doamna Peripicianu Grațiela. Clasa 9G, doamna Gintaru Liana. Clasa 9H, domnul Dobre Nicolae. Clasa 9I, doamna Petre Mirena. Clasa 9J, doamna Codiță Constanța. Clasa 9K, domnul Stan Flori. Și clasa 9 învățământ profesional, domnul Postolea Valentin. Vă doresc succes, domnilor diriginți, și vouă copii, la fel, vă doresc succes, să vă împăcați foarte bine cu domnii diriginți, să-i ascultați și rezultatele vor fi pe măsură. Am spus că bobocii vor pleca în aplauzele voastre și eu nu aud. Ia să vă văd nouă ce-ul. A, sunteți acolo, perfect. E deja cu ei. A noua de domnul profesor Gheorghe. La lor de clasă, clasa a 7 N02 la fel, sala lor de clasă, a 6 N01 și a 5 N03 vă conduce doamna dirigintă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.